Ia vă rog eu să fie atenție la cuvintele astea. Dorința oricărui părinte. Ia! Nu-mi doresc nimic în viață, doar copiii mei să-mi creadă, să-mi creadă copiii mei, cam transmute pentru ei. Au mai ales fetița mea, Doamne, cât am plâns eu pentru ea. Nu m-am durat să mă îmbrac, orice poftă să-mi fac, că e ochii mei din cap. Nu-mi doresc nimic în viață, dar copiii mei să-mi creadă, să-mi creadă copiii mei, că am tras multe pentru ei. Doamne, mai ales băiatul meu. Atenție, de la Nașul Mare, pentru prințul lui, pentru băiatul lui finului, pentru Claudiu, pentru fetele lui Emil, al lui Corneluș, toți finii lui, toată lumea care prezintă 500 de milioane de la Nașul Mare. Și Nașul vrea să-și ceară scuze la toată lumea, nu poate să dea pentru toată lumea dedicații. Dar spune așa, pentru toată lumea în egală măsură. Pentru toți finii lui. Nașul, acum să vede cine te respectă între finii ăștia ai tăi. Ia uzi, mai repetăm o dată. Ia! După care am o strofă frumoasă pentru ăștia care avem fete. Să fie special pentru Emil, al nostru. Alo! Ți-am zis că sunt. De la Corneluș, pentru nașului. Nașului și totodată și cumnatului. Am primit încă 1 milion să-i dea Dumnezeu sănătate, separat. Ia! Separat de asta. Ia-o-s. Dar un singur băiat am, pentru mine n-am bărbat. Vreau să-i fac orice plăcere, el e floarea vieții mele. Și mai am pe cineva care a tras cu casa mea, care a tras cu casa mea, și și-ascunde lacrima când e vorba de băiat. Alerg ca un disperat, oh, alerg ca un disperat. Eu aș da la lume în cap orice poftă să-i fac, când vin acasă supărat și-n gândurea, când îl văd pe meu băgat care-i ochii mei din cap. E singurul împărat, când vin acasă obosit, obosit și chinuit. Doamne, când îl văd pe-al meu băiat care-i ochii mei din cap, eu uit că sunt supărat. O strofă frumoasă pentru Emil.
care e bună pentru toată lumea. Hai, orchestra! Hai!